Protestul de astăzi de la Jalalabad are loc după demonstrațiile violente de ieri de la Herat. Studenții au cerut guvernului afgan să întrerupă relațiile diplomatice cu Olanda și Danemarca și să evacueze trupele acestor țări din țara lor. Caricaturile au fost republicate în februarie și de presa olandeză în semn de solidaritate cu autorul lor, care a primit amenințări cu moartea. Ilustrațiile au provocat un scandal de proporții în toamna anului 2005, când au fost prima dată publicate.